Doamnelor și domnilor, acesta este main eventul serii. Ne aflăm la categoria Super Heavyweight. Primul super greu al serii este un sportiv care a acceptat lupta cu mai puțin de 24 de ore înainte de începerea galei. Are peste 150 de kilograme și 1,90 m. Este multiplu campion național de lupte libere, avându-l ca antrenor pe Mihai Simion. Doamnelor și domnilor, intră în cușca Heroes, în colțul albastru, colosul Florin Danila! Foarte rar s-a întâmplat în cariera lui Sandu Lungu să aibă un adversar mai greu decât el. Cu siguranță Florin Danila în această seară îl depășește la gabarit pe Sandu Lungu. Iată-l pe sportivul care a acceptat să lupte împotriva lui Sandu cu mai puțin de 24 de ore înainte de această gală, pentru că adversarul spaniol care trebuia să intre cușcă cu Lungu a avut ceva probleme de familie și a trebuit, chiar dacă a ajuns în România adversarului Lungu, spaniolul a trebuit să se întoarcă de urgență acasă. A venit la București, s-a pozat la Casa Poporului și a doua zi a luat primul avion înapoi spre Spania. Tocmai de aceea îl vedem pe Danila luptând împotriva lui Sandu Lungu. De apreciat totuși faptul că a luat Danila meciul așa din scurt, mai ales împotriva unui luptător atât de experimentat, atât de puternic ca Sandu Lungu. E un meci interesant, având în vedere background-ul din lupte libere a lui Danila împotriva unui sportiv provenit din judo. Și cred că e premieră pentru Lungu în această seară. Nu cred că într-un meci profesionist s-a întâlnit vreodată cu un român. Cred că e premieră, nu vreau să greșesc, dar de când a debutat el la profesioniști în Pride, cu mult timp în urmă, până acum, cred că atât în kickbox cât și în MMA, în meciuri profesioniste, a întâlnit doar adversari din străinătate. Doamnelor și domnilor, avem onoarea a vă prezenta un luptător de legendă al MMA-ului românesc. A debutat în MMA-ul profesionist în anul 2005, fiind singurul român care a luptat în Pride. Are peste 20 de meciuri la pro, din care 18 sunt victorii. Se antrenează în Oradea la Centrul de Arte Marțiale Mixte ce îi poartă numele. Urcă în cușca Heroes, în colțul roșu, Muntele Bihorului, Alexandru Lungu! Primit cu mare entuziasm Alexandru Lungu, are o perioadă de când nu a mai luptat în cușcă. Iată-l acum, revine în gala High Fight Heroes. Pare în formă foarte bună Sandu Lungu, poate cea mai bună formă din ultimii ani. Cu siguranță a mai și slăbit. Era o perioadă în care se speculau diferite greutăți legate de gabaritul său, 170-180 de kilograme, nu se știa exact. Undeva probabil la 140-145 de kilograme în acest moment Sandu Lungu. Și o provocare făcută de Sandu Lungu, a zis că e în stare să primească 100 de oameni în cușcă, nu în același timp, pe rând. Cine rezistă o repriză cu el, dă de la el 1000 de euro pentru fiecare repriză.
We discussed the rules. You need to respect the rules. Respect my instructions. You want to touch gloves? Go back to your corners. Hai să vedem care e abordarea lui Dănilă, dacă va încerca o intrare la picioare să-l ducă jos pe Sandu. Începe prima repriză, bat mănușa cei doi. Da, încearcă lovitură de picior, acum din întoarcere s-a retras Sandu. Doar i-a arătat piciorul, nu l-a întins Dănilă. Sunt curios în ce formă era Dănilă în momentul în care activa în... în lupte libere. Da, încearcă din întoarcere o lovitură cu brațul drept Dănilă. L-a surprins pe Sandu, acum a încercat o lovitură de picior și o dreaptă la cap. Nu s-a învântat Sandu, a rămas liniștit, îl așteaptă pe adversarul său. S-au scurs undeva la 50 de secunde, 45-50 de secunde în această repriză. Acum, într-o încenturare, Sandu scapă și trimite o lovitură de genunchi adversarul. Oh, ce dreaptă a încasat lungul de la adversarul său. Încă o dată din întoarcere. Se clatine, se clatine Sandu. A fost o lovitură foarte puternică a lui Dănilă. Da, și îl vedem pe Dănilă. Nu a forțat, dar i-a intrat acea lovitură. Încearcă o lovitură de picior. Sandu ratează și-l croșeul de stânga. Cred că pare că îl potrivește pentru croșeul de dreapta. N-a dat niciun croșeu de dreapta până acum. Exact. Probabil că așteaptă distanța de lovire. Sandu Lungu o dreaptă acum, da. Iată, a încercat lovitura, dar adversarul său lovește mai mult și mai clar. Încearcă din întoarcere. Iar... Dănilă are o problemă la genunchi. S-a întâmplat asta, dacă nu știu dacă a fost la genunchi, dar asta s-a întâmplat și la București, la gala care a avut loc la circ atunci. Da, nu e genul de victorie pe care să-l guste Sandu Lungu. Probabil că la una dintre acele pivotări, la acea lovitură de braț din întoarcere, a pivotat cumva greșit pe picior. Toată această piruetă, această întoarcere se generează din torsiunea picioarelor și probabil că dacă avea și ceva probleme la acel genunchi, având în vedere și greutatea, forța explozivă pusă în acel moment, cred că e pe partea interioară a pulpei, cred că e mai degrabă o problemă musculară decât una a ligamentelor de la genunchi. Poate ne dăm seama din aceste relori aici o lovitură din întoarcere în momentul în care se oprește Dănilă. Sandu se ducea spre adversarul său, era hotărât să trimită lovitura cu brațul drept. Începuse bine, foarte Dănilă. Bine, foarte bine. Foarte bine, fost, curajos, n-a da. N-a fost de multe ori în dificultate Sandu Lungu, cum a fost în această seară. A rezistat însă cu brio. Învingător prin TKO, ca urmare a unei accidentări, Muntele Bihorului, Alexandru Lungu! Da, accidentare și Sandu Lungu câștigă acest meci împotriva lui Dănilă. Spuneam, nu e genul de victorie care să-i convină lui Sandu. Vrea să lupte, vrea să ofere spectacol, câștigă meciul și asta e, n-a avut ce să... Nu este vina lui, ca să spun. Vreau să vă spun și eu în numele promoției și numele meu, ne cerem scuze că a plecat adversarul din motive personale. Îi mulțumesc frumos lui Florin că înainte cu o zi, în ultima zi, a acceptat această luptă. M-a șifonat destul de bine. Vreau să vă dau și o veste așa mai... Este... Am avut mulți ani frumoși împreună, da? Amintiri frumoase, meciuri bune. Vă mulțumesc la toți că ați fost alături de mine în toți acești ani. Dar... A sosit vremea să v-am păcălit. Ne vedem la următoarea gală.
Doamnelor și domnilor, un rând de aplauze pentru cei doi giganți din MMA-ul românesc. Aceasta a fost Gala Heroes 5, bombardieri în Mioveni. Mulțumim sportivilor, antrenorilor și organizatorilor pentru spectacolul oferit. Mulțumim vouă, spectatorilor, ce ați venit în număr atât de mare. Mulțumim telespectatorilor de acasă. Mulțumim Consiliului Local și Primăriei Mioveni pentru sprijinul acordat. Mulțumim Federației Române de Kempo. Mulțumim sponsorilor Central Address Residence, Volo Lake, Lebeda Luxury Resort and Spa, Cezar, Hidroizolații pe Viață, Kivideo, Redis Nutriție, Tiger Security, Logic Computer și Casa Pariurilor. Mulțumim Antena 1, mulțumim Antena Play. O noapte plăcută și ne revedem la Gala Heroes 6.